Chiar îi mulțumesc deosebit pentru cuvântul dătător de viață pe care Dumnezeu s-o ne-l a revelat prin fratele Marian. Domnul să-l binecuvinteze, Domnul să îndure de el și să-l binecuvinteze mai departe cu slujire în slujba Domnului, să-i dea putere Domnul și îi mulțumim Domnului pentru seara aceasta binecuvântată și vreau să-l aud pe Domnul cu cântarea mai aproape de Iisus, fraților. Am vrea ca Domnul în seara aceasta să facă o apropiere mai mult de El, să ne apropiem noi mai mult de Domnul și să ne bucurăm în prezența Lui, că El este minunat. Domnul să fie lăudat. Amin. Mai aproape de Iisus, fraților, vă gândiți la ce Iisus, fraților, mai aproape și mai sfânt, Domnului să-i fim plăcut, să rămânem cu Iisus, fraților, mai aproape și mai sfânt, Domnului să-i fim plăcut, să rămânem cu Iisus, fraților. Și să nu ne amăgim, fraților, cei lumesc să nu iubim, fraților, până la moarte să păstrați, plin de Duhul Sfânt curat, și de lume ne-ntinați, fraților. Până la moarte să păstrați, plin de Duhul Sfânt curat, și de lume ne-ntinați, fraților. Iar în dragostea de-ntâi, fraților, să rămânem plăcări vii, fraților, celui rău vă nepotriviți și rămâneți neclintiți, în credință biruiți, fraților. Celui rău vă nepotriviți și rămâneți neclintiți, în credință biruiți, fraților. În curând vom fi răpiți, fraților, de aceea vă sfințiți, fraților, în Iisus vă bucurați, niciun pas înapoi nu dați, și iubiți-vă ca frați, fraților. În Iisus vă bucurați, niciun pas înapoi nu dați, și iubiți-vă ca frați, fraților. Lăudați să fie Domnul Iisus, mărire Lui.